Iașiul, orașul simbol al Moldovei și capitala României greu încercate de odinioară, ascunde în pământul ravăn al colinelor sale vestigii ale unei istorii tulburătoare. O istorie a cărei slovă a rămas pentru mulți îngropată în colbi de vreme. Că lucrurile stau astfel o demonstrează crucea de piatră, care se înalță privirii, stingheră și vătămată de trecerea nemiloasă a timpului, în cartierul Niculina, pe una din cele 7 coline ale citadelei moldave, la doar câțiva pași de malul sudic al râului cu același nume. Este simbolul uneia dintre cele mai întunecate fapte ale istoriei, vechi de mai bine de 300 de ani, care a lăsat urme adânci în conștiința locuitorilor acestor meleaguri. O cruce din piatră masivă care ascunde povestea neștiută despre trădare de țară, dorința acerbă de putere și răzbunare a celui vânat de hoarde cotropitoare, a unuia dintre cele mai strani monumente din România. Crucea lui Ferenț. Despre legenda ei sumbră, țesută în gherghef de adevăr, care începe cu o dimineață geroasă de ianuarie din 1717 și se încheie furibund într-o baie de sânge, vom vorbi în reportajul de astăzi. Pe un asemenea ger năprasnic, în data de 10 ianuarie 1717, capitanul belgian François Ernault, cel pe care noi ieșeni îl cunoaștem ca Ferenț, venise în Moldova cu gândul de a-l lua pe Mihail Racoviță, voievodul Moldovei, din scaunul de la ea și să-l ducă în Transilvania. Un plan care reușiseră trupelor imperiale în țara românească cu Nicolae Mavrocordat. Faptul istoric la care face referire profesorul universitar Andy Daschevici vorbește despre un eveniment consemnat în 1716, când, în timpul războiului turco-austriac izbucnit în același an, armatele austriece ale împăratului Carol al VI-lea de Habsburg pun piciorul pe pământ românesc, în încercarea de a-și extinde stăpânirea asupra teritoriilor din estul Europei. Pe 25 noiembrie 1716, cătanele împăratului străpung defensiva firavă a românilor din regat și îl capturează pe domnitorul Nicolae Mavrocordat, pe care îl trimit mai apoi plocon stăpânirii austriece de la Sibiu. Un an mai târziu vine rândul voievodului Moldovei, Mihai Racoviță, să fie ținta expansiunii austriece, iar rolul de comandant al cătanelor i-a revenit de această dată capitanului François Ernault, cel care în fruntea unei armate de peste 300 de austrieci ridică sabia împotriva moldovenilor, hotărât să reducă la tăcere tot ce-i stătea în cale. Misiunea clară ce-i fusese încredințată osceanului austriac era însă aceea de a-l prinde viu pe domnitorul moldav, un domnitor fanariot, așa cum aflăm de la istoricul Daschevici, școlit în Buchea Iluminaților. Mihail Racoviță este unul din domnii fanarioți iluminați, cei care adoptaseră ideile iluministe din Imperiul Austriac în special. Și vreau să crească impozitarea veniturilor statului prin supunerea la plăți a birurilor de către stările privilegiate. Mazilii, adică boierii fără funcții sau foștii boieri, care nu mai deține stări funcții. Casa aceasta nobiliară, boierimea, s-a considerat jignită și a pornit o răzmeriță. În Moldova existau două capete ale răzmeriților, Vasile Ceaurul în zona Câmpul Lungului și Velicico Gligorașco în zona aceasta a Sucevei. Acești din urmă boieri sunt de altfel responsabili, în mare parte, de pătrunderea pe teritoriul moldav a trupelor austriece, trupe care, cel puțin teoretic, erau net superioare din punct de vedere numeric forțelor armate de care dispunea la acel moment Mihai Racoviță. Sprijinită numeric și de cătanele ungurești, armia lui François Ernault pătrunde în Moldova pe la Cașin, instalându-se în mănăstirile fortificate din Moldova și în Cetatea Neamțului. Ura lor împotriva voievodului moldovean își găsește un nesperat aliat chiar în rândul boierilor. Pară și foc pe conducătorul lor, care, aflat pe scaunul Moldovei de doar un an, comisese greșeala de a institui biruri nu doar pe pleavă, ci și pe mazili, boierii fără funcții publice la care face referire profesorul Andy Daschevici.
Mihail Racoviță nu avea foarte multă oaste. Suntem în perioada de după 1711, când practic armata moldavă este desființată. Exista un corp de oaste, garda domnului, și pe această armată, mică armată, mic corp de armată a contat Mihail Racoviță. Nici conjunctura politică a celor vremi nu era favorabilă țelurilor austriece de a-l îndepărta de la putere pe Mihai Racoviță și de a-și extinde în felul acesta dominația asupra Europei. Imperiul Otoman avea polițe de plătit împăratului Carol al VI-lea de Habsburg al Austriei, motiv pentru care sultanul trimite în Moldova, pentru a-i da o mână de ajutor domnitorului român, o mică armată formată din tătari. Aceștia din urmă însă nu prea intrau în grațiile voievodului Racoviță, care preferă să îi țină la distanță. Despre ce s-a întâmplat mai apoi, după ce armiile ostile au încrucișat săbiile pe câmpul de luptă, dar și despre cum a ajuns capitanul Ferenc, legat fedeleș de către tătari, în fața domnitorului, am aflat de-a fi rapăr din gura istoricului ieșean Daschievici. Mihai Racoviță știa prea bine ce sunt în stare tătarii și nu și-a dorit de fapt să-i aibă în ajutor. Austriecii încep să asedieze doar o foarte mică grupă de oameni, 100 de cătane austriece. Confruntarea va coborâ, ca să spunem așa, în zona Mănăstirii Frumoasa, pentru că între Mănăstirea Cetățuia și Mănăstirea Frumoasa se avea un heleșteu. Cătanele practic sunt împinse în jos, vor coborâ spre zona Mănăstirii Frumoasa. Tătarii reușesc să îi împingă pe austrieci și pe aliaților moldoveni, tocmai spre Mănăstirea Hlincea. Alexandru Amiras menționează o cifră de în total de 800 de combatanți. François Ernaux este răscumpărat de la hanul tătar la sfatul turcilor de către Mihail Racoviță și judecat. În partea a doua a reportajului nostru vom vedea ce se află sub crucea lui Ferenc, monumentul straniu situat pe una dintre cele mai înalte coline ale Iașului, în imediata vecinătate a râului Nicolina. Tot atunci vom depăna și povestea hanului la Cerdac, aflat o bună perioadă de timp la doar o azvârlitură de băț de crucea lui Ferenc, așa cum a rămas în conștiința ieșenilor peste secole capitanul belgian François Ernaux. Omul care a crezut că poate să pună piciorul pe pământ străin, cerând în numele împăratului său supunere absolută, fără a da în vreun fel socoteală pentru nesăbuința sa.